Bună dimineața, guys, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Red Dead Redemption 2. Facem store în continuare. Ideea că aș vrea să vă postez ceva. Îmi cer scuze pentru sâmbătă că nu am făcut live-ul. Am fost preobosit, am dormit numai 4 ore după ce am venit de la schimbul 3. Am mai avut după aia ceva treabă prin casă. Deci îmi pare rău. Duminică am preferat efectiv să stau astăzi, eu filmez episodul duminică ca idee și am zis că o să stăm liniștiți și o să încep să filmez. Nu vreau să mă joc deloc până nu termin story-ul, adică să vedeți împreună cu mine. Posibil mult știți care e toată faza, dar na, eu am zis că mai bine fac treaba asta. Asta e nașpa ca și streamer, știi, că nu poți să satisfaci jocul, să zic așa. Aș putea să mă bag pe online, dar ați văzut și pe live că na, nu știu ce trebuie să fac efectiv aici. Trebuie să mă duc, m-ar fi la el. Are un stil de mers, mă, deci efectiv, nu știu, pot să mă duc aici la cal? Da. Da, dar vezi că nu-l găsesc. Mr. Person. Da, dar vezi că nu pot să mă ating de el, adică nu pot să fac chiar nimic. Asta e să-mi deschid un pic ușa pe aici. Să mă duc. A, aici e parcat ce? Aici omul. Cred. Person, da. Stăm să vorbim cu omul. Dacă aveți jocul, ne putem juca online. Dacă și îmi zice și mie cum, intrați la mine pe Discord și mai departe. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. Îmi pare rău pentru cine a intrat pe Discord, am zis că e scripter la mine pe server. Am un scripter, ideea că dacă vrei să stai să vorbești cu mine, aștept și dacă mă vezi că îmi dă gameplay-ul ăla la Discord. Că eu, cum ar fi, mă joc sau așa mai departe. Am un joc să-l curăț pentru stai să vorbească. O să fie bine. No, am un joc care efectiv las jocul să tace de unul singur printr-o aplicație și mă pun în pas sau fac altă treabă și nu pot să fiu chiar în momentul ăla acolo. Îți răspund cu poți după, depinde când îmi scrie, dacă îmi scrie seara clar că îți răspund mâine. Pentru că, da, după cum am zis, încep la 1.45 noaptea, mă rog, dimineața, nu știu cum să zice, și termin la 9 și un pic. Nu-i mult, dar ideea că depinde ce faci în ziua aia. Așa că nu vă supărați pe mine, că, na, o să vină un mic upgrade și la mine cameră, o să pun patul într-o poziție, masă de birou. Mă rog, o să vedeți, o să arate super. Intrați și la mine pe Discord, să vă și abonați dacă vă place contentul. O să filmăm mai așa și așa, mai multe episoade cu, și cu jocul, că oricum avem foarte mult de filmat. Deci, da. O să mai punem și alte episoade între timp, în timpul săptămânii și cu alte jocuri. Aș prefera să le pun unul dimineața, unul seara. View-ul l-ați văzut, e destul de super la jocul ăsta, deci, nu știu, story-ul efectiv te rupe. Dacă m-au fost cineva care v-a zis că a jucat în 4K, deci, na. Nu știu unde mă duc acum. Poate mi-a zis, dar n-am fost atent. Mamă, prin apă trebuie să mă duc.
Control. Aha. Deci... Hai să nu pe un pic. Da, avem ceva pe aici, din câte văd. Păi și unde ar trebui să-mi pun eu calul? Am găsit niște urme. Nu, 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 cred nici celălalt nu-și prinde calul, deci plasă-l acolo. Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Trebuie să mă duc să-mi iau din... Nu, tabu... Stai, că nu mai știu. Cargo... Nu, nu, tab... Eu... Trebuie să-mi iau ăsta, ar trebui să-mi iau și... Săgețe și astea. Ah, deci nu, nu le punem înapoi. Da, în fine, acum dacă l-am tăluat, asta e. Și de trec, ce? Nu văd nimic, efectiv. Nu văd nimic, jur. Nu. A, ne s-a deblocat niște putere. Aha, deci noi pe aici mergem. Super. Asta și mă gândesc că dacă am atâtea iteme pe iteme pe mine, nu o să mă afecteze, adică... By the way, dacă am jucător care joacă Silk Road, aveți Discord-ul meu în privat, caut un guildă și un server, am esbotul, da? Deci am esbotul și efectiv caut pe cineva să mi-l energetică să mi-l, să ne jucăm așa mai departe, să încep din nou un nou server. Am jucat mai de mult, da, care mă mai știe de mai de mult, vă dați seama. Dar eu așa trebuie să mă duc sau... Mamă, până ajung acolo cam durează destul de mult. Eu și ce mă, că eu trebuie să văd, deci da, acolo se va duce. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Unlucky. Take your time. Now are there. Ah, păi, na. Trebuia să mă duc mai aproape, mă. Păi acum, pe vorba aia, ne-am cam dus. Nu știu de ce face așa la caracter, efectiv e prea obosit sau ce s-a întâmplat. Man, ce pur se vede. A, dar vezi că nu pot să... Nu, deci... Bă, ăsta trebuie să-l omor. A, vine să strănut. Pare rău pentru... Nice! Random l-am tras. Bă. A, bine, mă. Nu, asta e. După celălalt nu l-am văzut. Păi și... Trebuie să-l umor și pe celălalt, mă, tu vorbesc serios. Nu, că mă duc mai aproape. Trebuie să mă duc mai aproape, neapărat. Keep following the tracks, Arthur.
Eu știu. Așa, perfect. Deci eu... trebuie să-l omor neapărat. Da, tot putem să ducem. Da, dar du-te în spate, că e meu ăla. Păi, haide. Hai, mâncare, mă. Nu știu dacă a mâncat cineva, dar... cum zice, carne de... răsăc Cerberus. Tot stau și mă gândesc acum la alt joc, știi? Și apoi... hai, mă, Murgu! Bă! E tare bună, adică... nu l-ați ca și... Da. Dar să-l punem pe acolo pe spate, mamă, ce mare. Hai că nu e... da. Poate și pică de aici. Nu, că îi pune direct funie, vezi? Eu l-o legat cum ar fi. Mitru Charlie. Mai sunt, sau ce, ceau, e clar. Da, dar pe unde-i? Mă, băi, ferească cum e și pe ăsta. Doamne, ferească, mă. Acum parcă văd că o să avea un încărcăr de rupet. Un supply. N-auzi, mă, pentru 4 zile. Few days. Cam acolo, cred. No, hai să plecăm repede înapoi. Sincronizarea de jocul ăsta arată super, super, deci... și credeți-mă că m-aș băga live numai ca să-l joc. Deci așa a fost și la Days Gone. Nu, mă, n-am vrut să fac episoade. Bă, am făcut live-ul, mă. Pentru cine cunoaște jocul Days Gone. Jocul cu zombie. Bă, apropo, vreau să mă un Logitech G29 pentru cunoscători și vreau să ne jucăm Eurotrack. Să începem așa, o căutăm și o firmă unde să ne putem juca împreună. Numai că o să dureze un pic până să mă obișnuiesc eu cu ea. Așa că să spune și mie dacă aveți. Dacă se merită. Poate e o întrebare proastă, dar mai bine întreb. Până la urmă, da. S-au întâmplat multe. Și de-aia spun. 20, de aproape 20 de minute durează un episod. Deci o misiune. Pentru streamer, dacă vreți să filmați. Eu că n-am zis treaba asta, că durează mult. Dar e super, deci te face să te joci din ce în ce mai mult. Sâmbătă nu, nu. Vineri parcă, nu mă lăsa să intru. Bă, dar mult vorbiți, frate. Da, e... îs curios dacă se pare o RDM3-ul. Deci, chiar sunt curios. Și oare noi... ce ăla, mă? Ursul? Am ursul. M-am dat seama. Hai să vedem o altă cale. Am înțeles. Vreau să-l dau jos pe ăsta, sau cum? Dar și nu pot să fiu mai repede, deci atât-i tot. Un pic și cu ursul, nu știu, că am armă în mână, adică nu știu, ăsta chiar nu are o armă.
Păi și ce vreme să mă duc? Direct către el sau cum? Am înțeles. Pe toate controlele cam iau un pic razna din câte văd, adică îi dau să meargă în dreapta și el să duce în stânga. Hai să mergem mai repede. Punem pe asta aici. Să mergem un pic mai repede. Dar vezi, eu n-am dat cu mouse-ul, de exemplu. El îl pun automat. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I'm done with it. I was wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I'm still wonder that most nights. Merg deja pe și zăpadă să vede pe noi. Stai să-l pun mai... Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know? Da. Dutch is different. Oh yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Cât mai avem de mers, mă? Most you do. Măcar dacă aș putea să văd până unde. That ain't normally the case. Așa o sună ca și cum pot trecut un avion, știi? Cum ar fi să vezi felul ăsta? Dacă pe vremurile astea să apară un avion dintr-o dată. Bună întrebare. Ce fac? Stai să mă uit în spate să nu mă... Mamă, cum bate... Copacul cel viață, cum o să pice peste noi. Save most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? Cal. Nici n-am observat, sincer. Jur, nici n-am observat că noi avem nou cal. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. I come as yours. Miserable bastard, but who loves that horse? Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Fuck me faster than a bull. Așa după, cu cap, așa după cum îi face și caracterul, știi, pe cap. Man. No. N-am înțeles, unde te grăbești așa, mă? Hai să punem noi repede. Acolo. Ce faci asta, mă? Râde, mă. Ăsta-i. Bine, mă. Are câteva chile și asta. Drop the... Just drop it down in here. Perfect. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. Da, ne întâlnim mai târziu. Bine, bun, guys, eu aici o să opresc episodul, ne întâlnim la un nou episod, așa că nu uitați butonul de like și subscribe și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!